Și în acest an, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a fost prezent în parohia Sfântul Proroc Ilie din Drobeta Turnul Severin, în preajma hramului lăcașului de cult. Preasfinția sa oficia Sfânta Liturghie în biserica parohială, care anul acesta împlinește 20 de ani de la sfințirea pietrei de temelie. Hramul bisericii de la punerea pietrei de temelie a fost Sfântul Ilie Tezviteanul. Întrucât nu putem să fim prezenți aici în ziua de prăznuire a ocrotitorului bisericii, an de an s-a îndătinat ca duminica înainte de Sfântul Ilie să fim împreună cu credincioșii acestei enorii. Cuvinte de învățătură fiecare dintre noi desprindem din Sfânta Evanghelie care s-a citit la momentul potrivit al Sfintei Liturghii. În primul rând, sutașul și-a arătat iubirea față de unul dintre soldați care îi purta grijă de toate treburile casei. Era unul dintre slujitorii de încredere. Se îmbolnăvise. Ar fi putut să găsească un altul, să-l înlocuiască. Însă el, din dragoste față de slujitorul său de încredere, i-a dorit sănătatea, a căutat să-i recapete sănătatea, a mers la Domnul nostru Iisus Hristos și l-a rugat ca să-l vindece. Sutașul și-a arătat smerenia. Doamne, nu sunt vrednic să intre sub acoperământul casei mele, al locuinței. Smerenie la un sutaș, cel care conducea 100 de oameni. Deja este o tradiție ca în preajma sărbătorii, preasfințitul să vină la noi încă de când biserica era în construcție. De data aceasta l-am rugat pe preasfinția sa să se roage pentru noi, pentru zidirea bisericii celei vii. Pentru că știm că biserica nu este doar clădirea monumentală, impozantă într-o comunitate, ci este în primul rând comunitatea celor botezați. Slujba de sfințire a Bisericii Sfântul Ilie, situată în partea de vest a municipiului Drobeta Turnul Severin, a fost săvârșită în data de 20 iulie 2014.